Aș vrea ca în această seară să deschidem Sfânta Carte Biblia la Cartea 2 Împărați, capitolul 5, începând cu versetul 1. 2 Împărați, capitolul 5, de la versetul 1 la versetul 14 și Cartea 1 Petru, capitolul 4, versetul 10. Doi Împărați, capitolul 5, începând cu versetul 1. Naaman, căpetenia oștirii împăratului Siriei, avea trecere înaintea stăpânului său și mare vază, căci prin el izbăvise Domnul pe sirieni, dar omul acesta tare și viteaz era lepros. Și sirienii ieșiseră încete la o luptă și aduseseră roabă pe o fetiță din țara lui Israel. Ea era în slujba nevestei lui Naaman. Și a zis stăpânei sale, of, dacă domnul meu ar fi la prorocul acela din Samaria. Prorocul l-a tămăduit de lepra lui. Naaman s-a dus și a spus stăpânului său, fata aceea din țara lui Israel a vorbit așa și așa. Și împăratul Siriei a zis, du-te la Samaria și voi trimite o scrisoare împăratului lui Israel. A plecat, luând cu el 10 talanți de argint, 6.000 de sicle de aur și 10 haine de schimb. A dus împăratului lui Israel scrisoarea care glăsuia așa, acum când vei primi scrisoarea aceasta, vei ști că îți trimit pe slujitorul meu Naaman ca să-l vindeci de lepra lui. După ce a citit scrisoarea, împăratul lui Israel și-a rupt hainele și a zis, oare sunt eu Dumnezeu ca să omor și să înviez, de-mi spune să vindec pe un om de lepra lui? Să știți, dar, și să înțelegeți că el caută prilej de ceartă cu mine. Când a auzit Elisei omului Dumnezeu că împăratul lui Israel și-a sfârșit hainele, a trimis să spună împăratului, pentru ce ți-ai sfârșit hainele? Lasă-l să vină la mine și va ști că este un proroc în Israel. Naaman a venit cu caie și cu carul lui și s-a oprit la poarta casei lui Elisei. Elisei a trimis să-i spună printr-un sol, du-te și scaldă-te de 7 ori în Iordan și carnea ți se va face sănătoasă și vei fi curat. Naaman s-a uniat și a plecat zicând, eu credeam că va ieși la mine. Se va înfățișa el însuși, va chema numele Domnului Dumnezeului lui și își va duce mâna pe locul rănii și va vindeca lepra. Nu sunt oare râurile Damascului, Abana și Parpar mai bune decât toate apele lui Israel? N-aș fi putut oare să mă spăl în ele, să mă fac curat? Și s-a întors și a plecat plin de mânie. Dar slujitorii lui s-au apropiat să-i vorbească și au zis, părinte, dacă prorocul ți-ar fi cerut un lucru greu, nu l-ai fi făcut. Cu atât mai mult trebuie să faci ce ți s-a spus. Scaldă-te și vei fi curat. S-a coborât atunci și s-a cufundat de 7 ori în Iordan după cuvântul omului lui Dumnezeu. Și carnea lui s-a făcut iarăși cum este carnea unui copilaș și s-a curățat. 1 Petru, capitolul 4, versetul 10. Ca niște buni ispravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit. Amin. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Dacă vom privi această seară spre cuvântul Domnului, poate privirea ne va fi atrasă în mod special de Naaman, de acel general, acel conducător, care era într-o anumită poziție, dar, din păcate, acest Naaman suferea. Și acesta avea o boală. Biblia spune că suferea de lepră. Era lepros. Dar Naaman suferea de două maladii. Știți de ce suferea el? De mândrie și de lepră. Pentru că atunci când s-a dus la omul lui Dumnezeu, aștepta să vină Elisei să pună mâna pe el să-l curețe. Și el s-a mâniat. Păi cum? Nu vine la mine un general, acel om al lui Dumnezeu, să-și pună mâna pe mine și să mă vindece? Așadar, Naaman suferea și de mal, și de mândrie, și de lepră. Avea nevoie și trebuință să fie vindecat și de una, și de cealaltă. Și a fost vindecat. Pentru că a trebuit să se coboare din carul mândriei, pentru că apoi să se spele conform metodei care a fost prescrise.
dacă veți privi cu atenție în Sfânta Scriptură și în această seară, în istoria lui Naaman, vom găsi istoria clasică a Evangheliei Harului. Pentru că Naaman era un vrăjmaș al lui Dumnezeu, fiind capitanul armatei siriene. Nu? Omenește vorbind, condiția lui era total neputincioasă și deznădăjduită. Pentru că el era lepros. Fiind printre neamuri, era și străin de promisiunile și legămintele lui Dumnezeu. Și nu putea pretinde niciuna din binecuvântările sale. Însă Harul lui Dumnezeu s-a coborât până la el. Prin ceea ce a făcut acea slujnică, alinând suferința umană. Și tot ceea ce avea de făcut Naaman era să se zmerească, să asculte cuvântul Domnului și în cele din urmă să se spele în Iordan și să fie vindecat. Și a făcut lucrul acesta. A ascultat. Și știți de ce s-a întâmplat acest lucru? Pentru că cineva a fost de folos lucrării lui Dumnezeu. Și privind la textul acesta în această seară, întrebarea care se ridică este, pot fi de folos lucrării lui Dumnezeu? Pot fi folositor lucrării Domnului? Ar trebui ca și creștini, născuți din nou, mântuiți, scăpați, spălați în sângele Domnului Iisus Hristos, să ne preocupe pe fiecare dintre noi să facem ceva pentru lucrarea lui Dumnezeu. Așa cum spuneam de multe ori, atunci când te-ai înrolat în armata Domnului și ai devenit un soldat al Lui, un lucrător, ai intrat în via lui Iisus. Și aici ce ai făcut? Intră să lucrezi. Ar trebui să fim preocupați și trebuie să fim preocupați să facem ceva pentru lucrarea lui Dumnezeu. Fie tineri, fie vârstnici, frați și surori, de curând întorși la Domnul, sau cei care suntem de mai mult timp pe calea credinței, ar trebui să ne punem problema slujirii. Ce fel de slujitori suntem noi? Ce fel de ispravnici suntem noi? Și uneori, gândindu-ne la aceasta, ne-am întrebat, putem fi noi de folos lucrării lui Dumnezeu? Pot fi eu de folos lucrării lui Dumnezeu? Și privind la textul pe care l-am citit și analizându-l, acel personaj despre care se vorbește puțin, acea slujnică care era acolo, o roabă, fetiță, din țara lui Israel, vom vedea că întrebarea are doar răspunsuri afirmative. O fată din poporul evreu fusese luată prizonieră de către sirieni. A ajuns slujnică în casa comandantului armatei siriene, în casa lui Naaman. Și ea a fost aceea care l-a îndemnat pe stăpânul ei să se ducă la profetul Elisei. Deoare el îl putea vindeca. Și exemplul acesta ne ilustrează modul în care o persoană lipsită de importanță în ochii lumii, dar care se află într-un loc cheie la un moment dat, fiind credincioasă lui Dumnezeu acea persoană, poate fi folosită de Dumnezeu pentru a influența mersul istoriei mântuirii. Amin. Și marele predicator Moody spunea pe această temă, o biată slujnică a rostit câteva cuvinte care au produs un efect nebănuit de mare în două împărății. Dumnezeu a onorat credința ei, a acelei slujnice, făcând pe idolatrul Naaman ceea ce nu făcuse pentru niciun israelit. De câte ori n-a arătat degetul copiilor calea pe care trebuiau să meargă adulții. Slujnica s-a lăudat cu ce poate face Dumnezeu pentru Naaman. Chiar dacă nu făcuse așa pentru niciun israelit și Dumnezeu, a onorat credința ei. Deci, pot fi eu folositor lucrării lui Dumnezeu? Și răspunsul este categoric
Da. Și în primul rând, poți fi folositor lucrării lui Dumnezeu, da? Chiar într-o condiție smerită fiind. Chiar fiind într-o condiție smerită, eu pot fi de folos unei persoane importante. Adică Domnului Iisus Hristos. Fetița israeliană ajunsă roabă ar fi fost îndreptățită să se lamenteze și să plângă. Am o situație atât de rea. Sunt aici în țară străină. Slujesc. Sunt roabă. Trebuie să fac tot felul de munci. Și această fetiță n-a făcut lucrul acesta. Nu s-a plâns. Putea să spună, copilăria mea este ratată. Putea să stea să se lamenteze. Viața mea este consumată, putea să spună acea fetiță. Sunt roabă în altă țară. Nu mai am nicio speranță. Nu îmi văd viitorul. Ce voi face? Dar atitudinea pe care această fetiță o are ne arată un optimism extraordinar. Ea indică spre o persoană importantă din țara lui Israel. Prorocul din Samaria. Versetul 3 spune, și ea a zis stăpânei sale, o, dacă Domnul meu ar fi la prorocul acela din Samaria, prorocul l-ar tămădui de lepra lui. Ceea ce putem învăța de aici este că nu trebuie să fim neapărat o persoană distinsă, importantă, pentru a putea fi folositor lucrării lui Dumnezeu. Ne-ar place multora dintre noi să fim într-o anumită poziție socială, să avem o anumită stare și nu este rău că dorim lucrul acesta și vrem să avem o poziție bună, o stare socială bună. Este bine. Dar să nu uităm un lucru. Că trebuie mai întâi să fim conștienți de faptul că indiferent unde Dumnezeu ne-a pus, dacă ne-a pus acolo, ne-a pus cu un anumit scop. Fie că suntem pe o poziție înaltă, fie că suntem într-o poziție smerită, Dumnezeu ne-a pus pe fiecare la locul nostru. Și în poziția în care Dumnezeu ne-a pus, putem fi folositori lui. Amin. Noi putem fi folosiți de Domnul Iisus, indiferent de poziția pe care o avem, doar atunci când ne-am întâlnit cu cea mai importantă persoană din univers. Cu Domnul Iisus Hristos. Atunci când îl acceptăm pe Domnul Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor în viața noastră, prin pocăință și credință, prin nașterea din nou, prin lumina pe care ne este dată de Duhul Sfânt, am devenit părtași împărăției luminii. Atunci suntem de folos Domnului și suntem folositori. Dar mai mult, dacă și suntem dispuși să arătăm mereu înspre Domnul Iisus Hristos. El să ne ajute la aceasta. Suntem chemați să fim ispravnici. Atunci când suntem copiii Domnului, ne-am dat pe mâna Lui, am intrat în împărăția Lui, am devenit robii Domnului, atunci, în acel moment, suntem și ispravnici. Am devenit ispravnici. Și trebuie să vedem că suntem de folos și trebuie să fim de folos lucrării lui Dumnezeu. Cuvântul ispravnic înseamnă administrator sau mânuitor de bunuri. Om pus peste o avere a cuiva de care poartă o mare răspundere. Și este cea mai măreață slujire, cea mai binecuvântată în îndeplinirea ei. Cea mai plină de bucurie. Și fie ca Duhul Sfânt să ne lumineze, să pricepem în parte sau dacă nu total măreția acestei lucrări. Înseamnă că atunci când ești ispravnic, atunci când ești în slujba Domnului, administrezi și dai bunuri pentru viața trecătoare și pentru viața veșnică. A oferi în dar
din partea lui Dumnezeu cuiva și a spune oricărui păcătos despre mântuirea sufletului, despre iertarea păcatelor, despre grațierea pe care o dă Domnul Iisus Hristos, despre înnoirea vieții, despre bucuria, pacea, liniștea sufletului, dreptul de copil al lui Dumnezeu și moștenitor al splendorilor pe care niciun om nu le poate visa. Este un lucru extraordinar. Ce interesant. Să fii într-o poziție sărată, într-o condiție umilă. Sărat și să poți îmbogăți pe mulți. Extraordinar lucru. Și această îmbogățire nu este pentru câțiva ani ca toate celelalte bogății. Ci este o îmbogățire pentru eternitate. Oare nu ne uimește lucrul acesta? Nu? Este un paradox. În contrast cu toate legile, în domeniul Harului există o lege extraordinară. Cu cât dai mai mult altora din bogățiile Domnului, cu atât te îmbogățești tu mai mult. Cu cât dai mai mult altora din bogățiile Domnului, cu atât noi suntem mai îmbogățiți. Căci ni se va scrie o răsplată mai mare. Orice păcătos mântuit devine în fața lui Dumnezeu și prin Harul lui Dumnezeu un ispravnic al Harului Său și un slujitor al Harului Său. Și trebuie să înțelegem lucrul acesta. Chiar dacă mulți nu sunt conștienți de lucrul acesta, sunt în necunoștință de cauză pentru că nu s-au adâncit în Cuvântul lui Dumnezeu. N-au stat să mediteze la Cuvântul lui Dumnezeu. Apostolul Petru, în textul citat la început, spune fiecare dintre voi să slujească altora după darul pe care l-a primit. Putem fi folositori lucrării lui Dumnezeu? Da. Slujiți altora după darul pe care l-ați primit și după darul pe care l-am primit. Atunci când ne dăm seama că suntem ispravnici, administratori ai Harului, atunci observăm că avem în mână cheia de la bogățiile lui Dumnezeu. De la cămara lui Dumnezeu, de la trezoreria lui Dumnezeu. Și acolo avem nenumărate bogății. Și atunci când mergi în prezența Domnului și când mergi cu această cheie extraordinară, vei vedea că deasupra ușii scrie Harul meu îți este de ajuns. Și că poți lua oricât din acele bogății, oricât de multe vrei și cât dorești, să le dai celor păcătoși. Cu cât dăm mai mult și la mai mulți, cu atât suntem mai buni ispravnici. Domnul să ne ajute la aceasta. Harul este darul fără plata lui Dumnezeu și El este atot suficient. Atunci când mergem în prezența Domnului, atunci când mergem în farmacia Domnului, găsim leac pentru orice boală, alin pentru orice durere. În har este ajutor pentru orice nevoie, rezolvare pentru orice problemă, armură pentru orice luptă. Avem putere pentru orice slăbiciune, căci puterea mea este făcută de săvârșită în slăbiciune, spune cuvântul Domnului. Avem unelte, avem înțelepciune pentru orice lucrare bună. În har avem oportunități nebănuite și extraordinare. Niște realizări uimitoare. Asta înseamnă să venim să slujim și să arătăm că suntem ispravnici și putem fi de folos lucrării lui Dumnezeu, făcând pe alții părtași. La toate aceste bogății, indiferent de condiția smerită în care suntem. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. Să aducem și pe alții la lucrul acesta și să le arătăm ce înseamnă lucrul acesta. Noi nu trebuie să privim la condiția noastră niciodată, ci trebuie să privim întotdeauna la măreția Domnului Iisus Hristos. Amin. Și întotdeauna noi trebuie să-L arătăm și să-L reflectăm pe Domnul Iisus Hristos. Și împreună cu poetul să spunem în felul următor. Dacă în lume ai făcut o fereastră către tine, cu cât sunt mai nevăzut,
cu atât tu te vezi mai bine. Amin. Amin. Pot fi de folos lucrării lui Dumnezeu? Am văzut în primul rând, da, chiar și atunci când sunt într-o situație smerită. Dar pot fi de folos lucrării lui Dumnezeu? Și răspunsul este din nou, da, chiar și atunci când slujesc în mod indirect lucrării lui Dumnezeu. Chiar și atunci când slujesc în mod indirect lucrării lui Dumnezeu, sunt de folos lucrării. Fetița roabă nu a făcut decât să-i vorbească lui Naaman direct. Asta a făcut fetița. I-a vorbit direct lui Naaman? Nu. Fetița nici măcar nu s-a dus la general și să-i spună: stăpâne, vezi că acolo este cineva care te poate ajuta. Ci cuvântul spune, și ea a zis stăpânei sale: o, dacă Domnul meu ar fi la prorocul acela din Samaria, prorocul l-ar tămădui. Dumnezeu, și gândiți-vă ce a făcut. Naaman s-a dus. Elisei l-a vindecat pe Naaman. Domnul. Nici chiar Elisei, Domnul. Domnul Dumnezeu, folosind în mod miraculos apele Iordanului. Acum suntem unii dintre noi și ne gândim de cele mai multe ori. Avem pastor. Eu nu pot. Sunt slab. Nu cunosc. Nu știu. Aș vrea. Dar pastorul poate să facă lucrul acesta. Evangheliștii pe care îi avem pot să facă lucrul acesta. Comitetul bisericii pe care l-am învrednicit să slujească poate să facă lucrul acesta. Dirijorul de cor poate să facă lucrul acesta. Sunt frați care au fost capacitați și au înțelepciune și au talent și pot să facă lucrul acesta. Și sunt cu adevărat de folos lucrării lui Dumnezeu. Desigur că lucrarea acestora este bună și este importantă. Dar și eu pot fi la fel de util în această slujbă măreață și pe oborul Evangheliei. Amintiți-vă, vă rog frumos, de mari oameni ai credinței care s-au ridicat în de-a lungul istoriei creștinismului. Unul ca Moody, unul ca John Wesley, unul ca Billy Graham și mulți alții care au fost folosiți în mod deosebit în lucrarea de răspândire a Evangheliei. Dar știți ce n-ar trebui să uităm? Că în spatele acestor oameni au stat multe rugăciuni. Au stat mulți genunchi plecați. Și acei oameni care au stat în spatele lor au slujit indirect, la fel de eficient, o soție, o mamă, un grup de frați sau de surori care s-au rugat. Și slujirea lor a avut o mare răspundere. Pot fi eu de folos lucrării lui Dumnezeu? Pot. Chiar și când lucrez și slujesc în mod indirect. Rugăciunea mea este aceea care ajută. Dacă înțeleg răspunderea pe care o am și înțeleg lucrul acesta, chiar și cel mai simplu copil al lui Dumnezeu poartă răspundere de mântuire a altor păcătoși. Aduceți-vă aminte ce spune Petru. Fiecare dintre voi să slujească. Adică să le spună altora vestea bună. Domnul Iisus Hristos a zis, propovăduiți Evanghelia la cine? Da? Orice făptură. Aceasta e răspunderea noastră. Și în epistola către evrei este scris, cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare? Deci nu este vorba cum vor scăpa alții. Ci este vorba despre cum vom scăpa noi cei mântuiți. Dacă noi nu le spunem altora despre această mântuire. Și stau și mă întreb, pot fi eu de folos lucrării lui Dumnezeu? Cu siguranță. Pentru că nu voi putea sta liniștit. Apostolul Pavel în 1 Corinteni 9:16 spune, vai de mine! Dacă nu vestesc Evanghelia. Domnul Iisus însuși ne atrage atenția când vorbește despre ispravnicul necredincios care nu și-a îndeplinit însărcinarea.
ne spune că va fi aspru pedepsit și că soarta lui va fi soarta celor necredincioși în lucrul încredințat lor. Este mare răspundere a noastră, a mea, a ta, în mântuirea fiecărui păcătos. Întrebarea care se pune, sau întrebările care vin în mod automat, ce fel de ispravnic și de slujitor sunt eu? Am făcut totul ca alții să cunoască mântuirea lui Dumnezeu? Am muncit eu pentru salvarea păcătoșilor? Dăruiesc eu, dacă nu fac în mod direct acest lucru, dăruiesc eu, poate din puținul meu pe care l-am, ce fel de ispravnic sunt? Ce fel de slujitor sunt? Știu să fiu ca și acea fetiță, ca și acea roabă tânără. Să mă pun la dispoziția lui Dumnezeu și să arăt înspre Dumnezeu. Duhul Sfânt este Cel care vrea să ne folosească în această lucrare. Fiecare să ne întărească și noi să fim de folos dacă suntem gata să ne investim talentul pentru salvarea altora și să ne punem la dispoziția lui Dumnezeu. Amin. Pot fi de folos lucrările lui Dumnezeu? Răspunsul este da, cu siguranță. Și în al treilea rând, pot fi de folos chiar dacă unora nu le place lucrul acesta. Nu sunt în lumina reflectoarelor. Și multora le place ca numele lor să fie scris pe un firmament mare. Și să se spună, vai, aceștia sunt niște oameni deosebiți și extraordinari. Dar noi putem fi de folos lucrării lui Dumnezeu, chiar dacă vom rămâne în anonimat. Dacă vă veți uita pe paginile Scripturii și dacă ne vom uita acolo, vom vedea că numele fetiței nu este amintit niciunde pe paginile Scripturii. Și când citim acest text, putem trece înainte și repede peste ceea ce s-a întâmplat acolo, fără a sesiza fapta pe care această roabă a făcut-o. Cu siguranță că atunci când Naaman a venit înapoi, s-a întors, vindecat, n-a eliberat-o pe această izraelită. Și toți ochii au fost îndreptați spre marele conducător, care acum era vindecat, era bine și nu mai era bolnav. Și în adâncul inimii putem să vedem și să credem că această fetiță a simțit o satisfacție deplină, pentru că ea a fost aceea care a fost de folos lucrării. Prin ceea ce a făcut, în mod indirect, chiar nevorbindu-i lui Naaman, direct. Ar trebui să înțelegem. Se poate întâmpla. Și s-ar putea ca niciodată numele nostru să apară undeva. Să nu fie scris pe un panou de onoare, să nu apară într-o revistă, să nu fie pomenit în nu știu ce fel, cum am dorit noi. Dar, cu toate acestea, tot ceea ce facem noi, din dragoste pentru Domnul Iisus Hristos, conștienți de faptul că suntem robii Lui și că suntem datori să facem lucrul acesta, din dragoste, lucrurile acestea făcute, cu toată ființa noastră, vor fi răsplătite. Și nu ne vom pierde răsplata. Și cine ar putea spune astăzi ce mare va fi răsplătirea pe care o va da Domnul în ziua aceea? Și uitându-mă în Matei 10:32, Domnul Iisus Hristos a zis, de aceea, oricine mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl voi mărturisi și eu înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Cu alte cuvinte, chiar dacă numele meu nu va apărea undeva pe un panou de onoare, undeva într-o revistă, chiar dacă numele meu nu o să apară la radio, la televizor, în mass media, Dumnezeu va avea grijă de mine și va arăta cât de bun slujitor i-am fost eu pe pământ. Și știți când se va petrece lucrul acesta? Atunci când va fi ziua marii răsplătiri. Atunci când vor fi de față toți îngerii,
Atunci când vor fi toți de față, toți heruvimii, toți serafimii, toți arhanghelii, ba mai mult vor fi de față și toți răscumpărații Domnului. Și cum va fi în acea zi când Domnul Iisus mă va lua de mână, îmi va șterge lacrima și va veni cu mine și mă va prezenta înaintea tuturor. Cum mă voi simți eu atunci? Chiar dacă aici numele meu n-a fost pomenit sau n-a apărut undeva. Pentru că așa cum am fost, am știut să stau în locul în care Dumnezeu m-a pus și să-L slujesc pe El și să fiu de folos lucrării Lui. Unii vor primi o strălucire ca a soarelui, alții vor primi cununi glorioase. Fiecare va fi răsplătit. Slavă Lui! Amin. Și ne vom închina împreună cu tot cerul. Și vom spune, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Tu, Doamne. Și va fi ceva mult pentru noi. Mult prea mult. Să primim îndemnul cântării, acela care spune, nu aștepta până poți face lucru mare. Nu sta ca departe să lucești. Fii mult credincios în dorințele tale. Lumină în locul unde ești. Și totuși, pot fi de folos lucrările lui Dumnezeu? Răspunsul este da. Categoric da. Chiar într-o condiție smerită fiind. Da, pot fi de folos lucrările lui Dumnezeu, chiar slujind în mod indirect lucrării Domnului. Da, pot fi de folos lucrării lui Dumnezeu, chiar dacă voi rămâne în anonimat. Și fie ca bunul Domn să ne ajute la aceasta. Amin. Să fim buni ispravnici și buni slujitori. Să ne cercetăm. Să vedem ce avem de făcut. Și dacă am înțeles că trebuie să fiu un bun ispravnic, să mă uit la mine însă. Și în felul acesta să înțeleg că nu am altă soluție decât de a sta la dispoziția lui Dumnezeu și a-L sluji cu credincioșie și scumpătate. Amin. Amin! Și acum, înainte de a încheia, înțelegând că suntem slujitori ai Domnului, nu avem decât un singur gând și o singură dorință. Așa cum spuneam, cântarea zice, eu merg cu Iisus în lumină. În urmă, bezna n-o ți las. El mi-e prieten bun ce mă întărește în credință, pas cu pas. Și vreau să-i slujesc Lui. Să pot lumină fi și eu, pe cei cu grea povară de păcate să-i conduc la Dumnezeu. Amin. Și să pot fi de folos lucrării lui Dumnezeu. Amin! Amin.